având în vedere că părerile mele excepțional de importante au lipsit de pe YouTube în ultimele zile, revin și eu cu o recenzie legată de Balon de Aur, care din punctul meu de vedere este o circotecă totală și nu numai. Eu dacă spunea Johan Cruyff acum multe decenii că este practic o kermesă în care jurnaliștii și diverse persoane își votează prietenii și s-a văzut. Lionel Messi a luat al 7-lea Balon de Aur, nu-i contestă nimeni valoarea lui Lionel Messi și aportul pe care îl are la nivel mondial, dar să iei un Balon de Aur când tu dai în 15 etape în Franța un gol, n-ai cum, deci nu se poate. Și ăla Lewandowski lasă de a... nu o fi acum o gheată de aur, Balon de Aur, dar nici nu poți să-l mai dai lui Messi. E ca și cum i-l-ai dat lui Pele acum. Adică pe acolo e. Ce, Copa America e o competiție la care s-ar califica și România. Adică pentru că nu, pur și simplu nu se joacă nimic. Acolo poate să ajungă și România să joace. Uite, chiar e o idee care mi-a venit acum. Dacă Federația de la București e inteligentă, se găsește, poate după pandemie, dacă mai trece vreodată pandemia, asta un loc la Copa America. Deci Copa America a câștigat-o Messi cu 4 goluri marcate toate, cred că din 11 metri, nici mai știu. Oh, nu o reprezintă nimic. Nu poți să-i dai Balon de Aur pentru Copa America și Copa del Rey, sincer. E o jignire pentru fotbal, dar ăsta e fotbalul. Na, asta aici s-a ajuns. Trofeul se dă de L'Équipe. L'Équipe este cotidian de casă al PSG. Messi joacă la PSG, doar nu voiați acum să-l ia Lewandowski când ăla e pe Messi în curte. Hai să fim serioși. Da, a fost o șaurmă reală. Nu am stat acum să mă uit. Știam că na, era normal să-l ia Messi. N-am fost niciodată mare fan Messi. Nici nu pot să zic că am fost împotriva lui. Vreo 2-3 baloane de aur le-a meritat pe deplin. Altele au fost discutabile pentru că atunci când votează jurnaliștii, știți cum e. Vedeți și voi cum e presa de la noi. Voi credeți că prin alte țări, când votează jurnaliștii în toată lumea, e la fel. Deci e un circ, arată frumos trofeu, dar atâta. În rest, poate să-l ia oricine. Cum l-a luat și Modric în 2018, pe care săracul Modric... E Modric, da, ce să zic. Modric, na, fotbalist bun, dar acum... Dacă Modric e fotbalist bun, na, Rivaldo ce a fost? Bine, și Rivaldo la Ballon d'Or, scuze. Nu știu ce să zic altul. Nu vine acum un nume mare. Uite, Henry ce a fost? Ibrahimovic ce a fost? Hai să fim serioși, asta e, că a luat... Că a jucat o finală de Cupa Mondială, nu e. Da, în fine, nu, pe mine nu mă interesează fotbalul ca înainte, pentru că am văzut odată cam care e nivelul și care e un nivel din ce mai scăzut, scade exponențial, te uiți la Liga 1 și îți dai seama, dar am vrut să comentez și eu chestia asta. Probabil că Messi o să mai ia încă vreo 2 sau 3, important e să joace. Dacă o să joace și câștigă, nu știu, Gold Cup, prin unde o să mai fie Argentina invitată și Cupa Ligii Franței mai ia și nu contează să-l ia, că nu le ia nou din buzunar. Bravo lui, să ia 10-15 baloane de aur dacă se poate. Și eu, da, sunt mândru că sunt contemporan cu Messi.